ai vreun defect în relații. N-am fetișuri sau ceva, nu, asta s-o pun să mă bată pe mă gândeam la doamna, cum ar fi ea să vină să zică mai trebuie să ne luăm baby încă o nevastă. Ia vino puțin, mă, ia vino. Nu, eu n-aș putea păi să asta zic. Da, aia zic. Da, moartea. Scos din ecuație. Nu, nu există. Dar în același timp, sunt și fericit pe toate părțile lângă mine. Adică e și talentată și cântă. Eu sunt și obsedat cu treaba asta cu cântatul. Ea mă satisface pe toate părțile, jur. Deci nu te-ai fi dorit o fată normală? Nu, nu, nu. Voiai să fie tot ca tine, celebră, talentată, nu știu ce. Spune-mi dacă ai vreun defect în relații. Tu, hai zi. Sau dacă ai mai multe. E mișto parfumul ăsta, chiar îți mulțumesc. Prea bine miroase, nu există așa ceva. Poți să-mi spui ce vrei tu, că eu azi zic că eu nu cred că are niciun defect. Dar... Acum astea le rezolvați voi în redacție când pregătiți emisiunile viitoare, vedeți cum faceți dar asta. Dar cred că n-ai niciun defect. Și vă promit eu că dacă se produce destul pe YouTube la emisiunea asta și mă mai chemați odată, mai vin cu ceva. Da, promit. Da, da. Dar de data aia vin numai pentru oameni. Deci eu cred că n-are niciun defect. Vin și cu flori și cu parfum. N-am fost nepregătit, ce să mai zic. Hai mă, stai de zică, glumim. Zine defectul ce defect în relația noastră. Uite, pot să spun un lucru sincer. Da. Noi avem o pisică acasă. Și cred că un defect pe care am eu și Miruna cumva între noi este faptul că ea iubește pisica asta prea mult, înțelegi? Adică mie mi se pare că la un moment dat ea depășește limita, deja o iubește mai mult ca pe un om pisica aia. Și cumva când mă vede că o cer că face prostii prin casă sau că o mai văd că pisicile o iau razna, adică lumea care are acasă pisici știe că e show cu ele, când se suie pe perdele, sare pe astea, eu încerc să-i duc pisica aia și Miruna vine mereu și o mângâie și nu reușește să fac nimic. Și cumva asta e foarte minoră problema asta, știu că pare cam basme. Deci voi nu vă certați? Nu prea, aia e ideea, că avem cumva același creier. Nu. Dar e moldovencă totuși, cum să nu vă certați? Nu vă înjurați? Nu, nu, de jurat chiar nu ne înjurăm. Păi dar e moldovencă. Păi dar e moldovencă, da, uite, hai să spun. Și eu sunt... Luați la bătaie? Eu sunt o fire mai calmă, înțelegi? Adică cumva dacă compensez eu pe partea aia. Nu vă dați cu ceva în cap niciodată? Nu, niciodată, niciodată. Cu perne ne mai batem cu astea. Eu cred că îi se echilibrează, vrei să te mint? Adică nu, stai să mai mă gândesc ce trebuie să fie. Vezi că e rea acum, că nu e dată asta, deci... Bun, intrăm într-o zonă. Ia seamănă, uite, pot să-ți mai zic că un alt avantaj pe care l-am e faptul că Miruna seamănă mult cu maica mea. Și eu am crescut în casă văzând cum mama are același temperament ca Miruna și cumva când mama zicea ceva, tata ne-a educat, bă, băieți, că noi suntem trei băieți. Adică ea ne-a crescut pe toți trei. A, mai ai doi frați? Da. Mai mari? Asta numai cu băieți în casă și tata ne-a educat. Da, eu sunt cel mai mic. Și ne-a educat, ne-a zis, vezi că mama voastră trebuie să o tratați ca pe o prințesă, să o alintați, să o respectați. Pentru că așa este frumos. Da. Așa este frumos. Și cumva eu l-am deprins abilitatea asta de când eram foarte mic. Am învățat să... Și ești respectuos cu femeile. Dar ești gelos, Omar? Am avut, uite, în trecut diverse combinații, ca orice puști, îți dai seama, cu diverse fete care cumva aveau tendința asta să aibă un soi de discreție când vine vorba de o relație. Și mie mi se pare un lucru cumva neapărat greșit, dar neprielnic pentru stilul meu de viață de la momentul respectiv. În schimb, uite, Miruna e o fată mega vocală când vine vorba de dragostea pe care mi-o poartă. Și nu am avut niciodată chestii de-astea că hai totuși nu poți sta poza asta, că nu știu ce, te pup pe gură sau te pup pe obraz sau astea și n-am de ce să fiu gelos când văd că fata de lângă mine e atât de mândră și cu deci, mine. Răspunsul ar fi nu, dar nu-i verifici telefonul? Nu, dar îl verific la modul că noi ne ocupăm și de conturile noastre împreună, de Instagram, de deci, data aia are parola mea. Parolele unul de la altul. Da, normal, dar vrei să zic că eu niciodată n-am filtrat cu o fată pe Instagram, de când eram mic. Mi-a fost frică doar de chestiile doar prin scrisori de alea, în poștă. Adică eu dacă voiam să combin o fată, o combinam față în față, pentru că eu dacă la 12 ani am apărut la TV, eu am crescut cu panica asta de mass media. Mă gândeam, mai ales când am făcut 18 ani, îți dai seama că când faci 18 ani, încă mai rămân diverse fane care sunt minore. Și mie mi-a fost frică de eu n-am scris niciodată lucruri perverse la fete pe Instagram. N-ai trimis poze indecente? Nu, niciodată. Dar ai primit poze indecente? Da, normal. Și de la băieți, am primit și de la ăștia, de prin China, tot felul de... Deci tu primeai poze indecente și o avertizai și pe Miruna? Sau te uiți doar tu și le ștergi? De când sunt cu Miruna n-am mai primit. Pentru că m-am afișat din start cu ea, lumea mă știe.
cumva sunt convins că poate mai sunt femei acolo cărora nu le pasă că unii bărbați au o relație. Nu este exclus, așa cum și bărbați sunt foarte mulți cărora nu le pasă că o fată are o relație. Dar la mine nu s-a evit, adică nu m-a mai țintit nimeni în sensul ăla. Spune-mi dacă există sau a existat vreun moment în care religiile voastre diferite v-au făcut probleme. Nu vreau să pară ceva așa orgolios. N-au existat probleme, dar o să spun și de ce. În general, deci, la noi în țară, nu, și asta, adică asta știți și voi, adică sunt convins că știți treaba asta, educația legată de religia oamenilor care sunt creștini aici nu este chiar atât de solidă. Adică oamenii din țara asta nu prea cunosc atât de multe despre religia lor. Și eu cu Miruna, când am văzut că ea devine interesată, pentru că m-a văzut pe mine că sunt un tip evlavios, că îmi fac rugăciunile, mă trezeam dimineața să mă rog și lucruri de-astea, ea a devenit interesat. Eu pe ea, sincer vă spun, nu am sfătuit-o să învețe islamul, religia mea, pentru că am văzut că are lacune în ceea ce privește educația față de religia ei. Pentru că ea a crescut pentru într-o... Pentru că în România, nu suntem foarte... Adică ea, într-adevăr, cunoștea obiceiurile bisericești. Bineînțeles, da. Numai că una e să cunoști obiceiurile, una e să cunoști ce zice cartea. Și, și eu pe ea am sfătuit-o. Învață religia ta, pentru că noi musulmanii nu contestăm creștinismul. Noi suntem convins 100% de profeția lui Isus, de Biblie, noi credem în cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de scriptură. Numai că nu credem în lucrurile astea, invenții. Pentru noi sunt un mare păcat, invențiile care apar în biserici în cel mai recent timp. Și chestiile astea, nu suntem de acord cu ele. Și de-aia am zis Mirunei, învață religia ta și după aia ia firul de la început. Da. Că noi nu zicem că islamul a fost prima religie pe planeta asta. Nu a apărut musulmani și gata. Noi suntem conștienți de creștinism. Dacă nu vezi despre creștinism, nu prea poți să înțelegi islamul cum trebuie. Pentru că el este doar o întărire a religiilor de dinainte. Și Miruna încă face research acum, îți dai seama. Și cumva suntem un mare rău. Adică eu nu sunt, ți-am zis, dacă era să am probleme cu Miruna, înseamnă că și acum făceam urât cu vinul ăsta și cu prietenii mei la fel, bă, nu bezi lângă mine, de-astea. Dar eu n-am fost niciodată o fire de-asta. Am acceptat orice în jurul meu, pentru că la final nu rămânem decât cu faptele bune, știți ce zic? Adică... Are dreptate că eu cunosc persoane care nu stau cu oamenii de religie, care nu stau cu oameni care beau lângă. Deci eu nu ai voie să bei în casa niciodată. Lor, nu ai voie, adică am întâlnit chestii. Da. Domnule Davidescu, mulțumim frumos că mie mi se pare un lucru ipocrit treaba asta, știi? Pentru că sunt mulți arabi și eu am avut dispute cu mulți arabi musulmani de aici, știi? Le-am zis, bă frate, voi veniți în țara asta. Și vă tot rupeți, voi faceți spume, spume că de ce bea Oana, de ce bea Octav lângă tine un vin? Când știi că, și cu bani, adică oameni cu bani, când știi că poți să te duci într-o țară islamică. Uite, du-te în Turcia, de exemplu, unde la doi pași ai o moschee. Dacă ai văzut un vin și chiar așa te panichează că ai văzut pe unul că bea, du-te, frate, roagă-te toată ziua să-ți treacă gândurile. Da. Astea sunt niște chestii de ipocriți. Nu mi se pare că dar se pot investi. Dar spune-mi dacă te deranjează că, sau dacă te-ar deranja ca soția ta să se îmbrace sexy. Ea are o meserie pe care o are și cumva nu... N-am cum să fiu deranjat de treaba asta. Ea a fost decentă încă de dinainte, să știu eu. Sexy poate să fie și ținuta ta din seara asta, știi? Dar asta nu înseamnă că ți-a răstot ce ai tu mai frumos și lași lumea să vadă de toate. Și Miruna a fost exact genul ăsta. Adică a fost o fată care, cumva, eu am văzut senzualitatea din ea când eram colegi la facultate, fără să vină cu bucile goale pe la facultate, știi? Adică nu am văzut-o niciodată să se îmbrace așa și de-aia n-a avut ce să mă deranjeze. Că ea a fost sexy. Deci nu e interzice niciodată dacă, nu știu, ar vrea să meargă într-o pereche foarte scurtă de pantalon de blugi sau... Nu s-a evit să vrea. Poate interziceam dacă voia, știi? Dar nu, n-a vrut niciodată. Ea nici nu are așa ceva în garderobă. Nu există astfel. Uite, Octav poartă mereu pantalon scurt de blugi. Și pene în jurul gâtului. Eu mai am de-astea. Păi, dar stai puțin, Octav, că noi vorbeam de femei. Tu ești peste orice senzualitate. Orice se poate imagina. Orice putem să ne imaginăm noi sexy, tu ești peste. Mi se pare că ești... Dacă ar veni, nu știu, Miruna cu o propunere sexuală mai ciudată către tine. Așa. Să zic că, mă iubire, uite, am... făcut research și vreau să încercăm lucruri noi, nu știu, să vin cu încă două fete acasă și să petrecem o noapte nebună. Ai accepta? Mamă mea, ce trebuie, dă la mai tare să mă prind de tot. Deci să vină Miruna să zică că a făcut ea un research și că a găsit două fete să ne culcăm toți patru împreună? Toți trei. Care patru?
Pentru că ia două fete, a, două fete și cu mine. Da. Adică pe mine nici nu m-a luat în seamă, efectiv. Le-ai numărat numai pe... Poate să fie ori toți trei, ori toți patru, da. Depinde cum vrea ea. Depinde câte fete doar aduce. Te uiți sau doar, da, are și ea dreptate. Au, mai uite, multe. Dacă tot... E prima oară când primesc o întrebare de asta și o să răspund exact așa cum ai întrebat. Eu cu nevastă mea, dacă vrem, putem să fim niște staruri de-alea grele, puternice. Vă spun sincer că noi suntem și mititei și mobili, facem toate alea dacă ne apucăm. Nu e o problemă. Înțelegi? Și tocmai de-aia nu cred că ne-ar face nici o femeie în față. Când ne unim noi doi, să molile. Nu mi se pare că e greu. Foarte tare. Deci n-ai acceptat dacă ți-ar zice că... Nu, că n-au loc de noi. Suntem Schumacher, Formula 1, de toate, în pat. Zic că n-am zis adevărat, da. Recunoaște acum. Adevărat, te rog eu frumos, Octav. Nevastă, te iubesc din tot sufletul meu. Și parfum. Mă mint cum de n-am făcut triples până acum, da? Da, chiar vă doriți copii? Da, îmi doresc. Mai ales că fratele meu tocmai ce are un copilaș Aiman și sunt pentru prima oară unchi. Și probabil voi ați trecut prin genul ăsta de dragoste. Nu știu dacă aveți în familie. Nu. Adică n-aveți nepoței pe nimeni? Da, eu am. Dar o iubește. E un alt soi de dragoste. Băi, eu am iubit și copii din alte părți. Așa că... La modul să nu se înțeleagă greșit, Octav, din alte relații. Ne ducem la vale, rău, Octav. Fiind în niște relații cu mi niște persoane. Mi s-a ăsta, poate mă electrocutez, exact. Că nebunesc. Și-a iubit copiii persoane, nefiind ai mei. Eu aș putea să spun doar atât, că le mulțumim domeniile Davidescu, exact. Pentru că vinul ăsta ne-a făcut să vorbim mai mult, mai deschis, mai fără perdea. Și am aflat că Omar este un tip foarte mișto, pe lângă că știam că e talentat și toate cele. Așa? Și că eu... Și ca încheiere, eu îmi doresc și transmit cu această ocazie tuturor celor care ne urmăresc, fie din Liban, Maroc și toată, chiar și Coasta de Azur, dacă există posibilitatea aceasta. Pe lângă că să ne invite acolo, mi-aș dori foarte mult să primim pe adresa redacției câteva scrisori prin care să ni se comunice cam câte cămile acceptăm și cu o singură cocoașă, acceptăm poate și mai bătrâne. Pentru Octav ați da. Deci asta să rămână întrebarea emisiunii. Aia cu mai bătrâne. Da, eu o să spun că eu cunosc popoarele. Lumea o să zică cam că Octav este priceless. Și deci alte răspunsuri practic, nu o să primești. Uite, ultima întrebare. Cât ar însemna în bani o cămilă? Adică, nu știu, ca să demonstrezi unei fete că e foarte importantă, câte cămile ar trebui să dai pentru ea? Eu n-am niciuna, îți dai seama. Dar să zicem dacă ai avea. E $1,000,000 o cămilă, cred. Nu știu, 500-600 de mii. Nu, că nu știm, eu chiar nu știu. Nici eu nu știu, dar așa din ce am auzit fulgerător. Deci ar merita multe... Adică sunt niște sute de mii, îți dai seama. O, de-aia, deci, deja stau ăștia bogații din nu știu ce țări, spun că au dat nu știu câte cămile familiei, fete. Păi, dar 500 de mii sunt... Da, frate. Adică, pentru Octav, doar 500 de mii, asta e sumă? Ma, mi se pare că e foarte puțin. Băi, eu am scaun de piele, adică scârțe, n-ai văzut, am făcut și prostii. Am auzit, nu știu dacă a fost scaunul, sincer. Scaunul sau așa... cozonacul. Așa a zis și domnul Colubean în emisiunea, exact. Că a fost canapeaua. Exact, exact. Da. Nu, dar, băi... Hai de fapt. Niciun pat.